Vă ascultăm, doamnă Rozalie. Spuneți că v-a sunat din nou băiatul de la penitenciarul M-a Giurgiu. sunat și în cursul zilei de ieri și astăzi de 5 ori. Oho, dar poate suna atât de des? Are dreptul la 5 apeluri, de 5 ori m-a sunat. Și de fiecare În dată v-a cursul spus zilei același lucru. De la fel. Am sunat peste tot și nu am primit un răspuns favorabil de niciunde. Peste tot am fost atenționată să scriu acolo că nu mai înscris se poate vorbi, nu prin telefon. Repede am formulat o cerere către Ane pe Giurgiu, am și pus sus, ieri la Ministerul Sănătății, din decembrie, tot timpul, Ane pe București, avocatul poporului, peste tot am fost, am sunat, am trimis, niciun răspuns. Avocatul poporului mi-a dat un răspuns pe limba lui, că eu nu înțeleg nimica. Ce a vrut el a scris? Păi, el e funcționarul care a răspuns, dar avocatul poporului e o femeie și ar fi putut să fie cumva mai empatică și mai cu grijă, dar a răspuns în doi peri, că penitenciarele sunt pline și că de asta l-am dus departe de casă Păi, și am eu mai am răspuns. înțeles că sunt pline, domnule. Eu înțeleg și partea asta că e plină, dar tocmai în Giurgiu l-am lăsat în pace acum. Tocmai în Giurgiu până... Dar n-a omorât pe nimeni. Eu am înțeles, a greșit. Eu sunt de acord cu așa ceva, să facă pedeapsa. Dar are dreptul la viață omul ăla, nu? Nu că plânge și se taie și se omoară sau omoară pe celălalt, că tot timpul e terorizat, nu lasă în pace, nu poate să doarmă că face la gălăgie. Dacă merge afară, a fost la șeful de secție, să scoate pe băiatul acela de acolo, că nu poate cu el nicicum. Da, până acum spuneați că e maltratat de gardieni, de angajații penitenciarului. Acum spuneți că deja un... Acum a lăsat în pace toată lumea, acum încep deținuții. După ce v-ați plâns la avocatul poporului, după ce am protestat la ANP, acum au pus deținuții să-l hărțuiască. Da. Este un băiat, chiar astăzi am pus pe față că ieri am sunat la ANP la Giurgiu. Și doamna a zis că trebuie înscris, nu prin telefon, că nu rezolv nimica. Zic, bine, doamna, am scris repede, ieri deja era închis pentru corona asta. Nu are program prelungit. Azi dimineață, la prima oră, am pus pe fax, dar cât timp stau și vorbesc eu cu dumneavoastră, că nu mai știu unde să apelez. În timpul acesta, că el nici nu mai are dreptul să mă sune pe mine. Oare nu face ceva băiatul acela? Dacă nu răspunde nimeni, de deținuția aceea. Dar spuneți eu că nu înțeleg ce se petrece acolo. El s-a plâns administrației penitenciarului, a sesizat parchetul. El a fost scos afară de către șeful de secție. S-a cerut la domnul director, a zis că domnul director nu primește pe nimeni. Și mi-a așa răspuns, mi-a dat prin telefon. Astăzi. Deci nu pot vorbi cu nimeni, numai înscris. Nu. Și el înscris, a făcut vreo plângere până acum, a încercat? El nu. În schimb, mie mi-a spus, eu am scris, imediat m-am dus, am pus faxul. Dar din decembrie până acum să nu se ia nicio măsură, asta e culmea. Formez numărul oficial de pe site-ul de pe internet al penitenciarului Giurgiu și nu răspunde. 215091. Formăm alt număr. S-au dat ocupat. Ok. Cercăm alt număr. Păi da, dar nu vreau nici cum să ajung ca să scot afară, Doamne ferește, în sicriu pe acest băiat. Cum am mai fost cu și atul, tot din Giurgiu.
Și dacă nu intervine statul să facă ceva, înseamnă că îi complice la situația asta, starea de fapt. Păi bineînțeles, dar nu știu unde mai pot apela, că am apelat unde am știut peste tot. M-am exprimat cum am putut mai bine. În rest, nu știu ce se întâmplă. Nu mai știu unde să mă duc, ce să mai fac. Ar trebui poate cu vreun jurist, vreun avocat consultat și trebuie făcute demersuri scrise la, știu, parchetul de la Giurgiu sau ANP, ca după aceea să-i obligăm în instanța de judecată și să avem deschisă cale la CEDO, la Curtea Europeană, dacă Ministerul Justiției, dacă statul nu face nimic, înseamnă că statul trebuie să fie tras la răspundere pentru încălcarea dreptului. El e în custodie statului acum. Statul răspunde pentru starea... N-am primit niciun răspuns din decembrie. Ați scris la Ministerul Justiției? Da, uitați. Așteptăm să se ridice starea asta de urgență și poate facem un protest la Ministerul Justiției, că acum e ministrul nou. Am scris la ANP tot în decembrie. Niciun răspuns. În martie iar am scris, niciun răspuns. Acum am cerut tot în scris de la ANP Giurgiu, ce am depus astăzi, să văd acum răspunsul. No. Păi ANP e Administrația Națională a Penitenciarilor. Dumneavoastră ați scris la penitenciarul, la Administrația Penitenciarului Giurgiu. Da. Auzeam că șeful penitenciarului de la Giurgiu a ajuns șef la PNC, la ANP, dar înțeleg că e altul în locul lui acum, nu? La Giurgiu. Nu știu ce se întâmplă acolo. N-am cerut mare lucru. Am cerut să fie mutat. Acum nu mai face, că pentru ei, pentru cadre și pentru deținuți, că se atâțe unul pe altul. A făcut atâția rapoarte că nu are atâta minte. A avut mai multe astea tentative de suicid. Ce vor? Să moară? Nu dar știu ce să rapoartele mai zic. Ce? Pentru purtare necorespunzătoare, neregulamentară, ca să-l pedepsească? Dacă s-a cerut la cabinet, că nu este dus nici la doctor, nici la analize la spital, niciunde, el are o grămadă de boli, cum am arătat și acolo la scrisoarea aia ce am scris. Niciunde, și Giurgiu nu este spital penitenciar. Nu are profil de spital. Atunci cum poate să fie tratat un om cu aceste boli? Nu știu. 029. Bună ziua. Bună ziua. Sunt Brega de la Curaj TV. Aș vrea să vorbesc cu cineva din administrație, vă rog. Din administrație? Ce? Director sau adjunct, despre situația unui deținut. Pare rău, dar nu mai prin audiență, dar acum audiențele sunt suspendate. Pentru presă? Pentru presă, audiență, înțeleg, da. Pentru rudele deținuților, da, dar pentru presă nu cred că e necesară. Păi eu am, de pe internet, numai așa, la telefon nu pot vorbi cu nimeni, da? Nici cu director, nici cu adjuncții. Nu. Am înțeles. Bine, dar trimit e-mail. Am crezut că putem avea o reacție acum, imediat. Pentru că înțeleg că e un caz de urgență. Omul reclamă că e maltratat, că e terorizat, întâi de angajații penitenciarului, după aceea de un alt deținut. Și credeam că arde, că e urgent. Dar trimit un e-mail, asta e. Da, da, da. Cu cine am vorbit? Bun, n-aveți nume, am înțeles. La revedere. Dar un jurist, un avocat, nu aveți pe aproape în familie, cumva? Nu am prea aproape și chiar dacă aș avea, mi-ar cere să plătesc drumul până acolo, să plătesc cazarea, tot. Nu, că s-ar putea vorbi cu juristul și la distanță și pe internet. Nu cred că trebuie neapărat la fața locului.
Eu nu mai știu că eu aș apela oriunde dacă aș ști că aș primi un răspuns favorabil. Că păcat de el, a greșit, a greșit, face pedeapsa, dar are numai 27 de ani băiatul. Deci are toată viața înainte, chiar că e bolnav, dar totuși. Și ne mai mirăm după aceea că ies oamenii din închisoare și sunt atât de supărați pe societate încât devin recidiviști. Dar Închisoarea îi deja de răiește. punerii la pământ, deja nu e normal la cap cu atâta hărțuire, cu atâta terorizare ce primește el acolo zilnic. Zi de zi, zi de zi, numai aceeași poveste. De acord. Deci până acum nu v-a confirmat altcineva, doar ce vă spune fiul și administrația zice că nu e adevărat ce spune el sau ceva de felul Da, ăsta. da, așa zice, că nu e adevărat și că nu poate să mute mai încoace, că îți pline penitenciarele, chiar dacă este o lege, că cât mai aproape de domiciliu. Este aiudul, este târgu Ocna, este un alt, nu poate să aducă mai aproape. Se pune la arest la domiciliu, că stau eu cu el în casă. Și e foarte posibil că acolo, la Aiud, la Târgu Ocna, sunt unii exilați de la Giurgiu, de aici, din Telorman, de pe la Brăila, probabil. Asta e, că acolo e spital penitenciar, la Giurgiu nu este, n-are profil de spital. Deci, oricum, eu nu știu unde se mai apelez. Poate că o să trebuiască să iau trenul să mă duc la Giurgiu în față la penitenciar și îl dau singur în foc ca să fac lege. Păi asta o să fac până la urmă. N-am ce pierde, am 70 de ani, deci măcar cineva se uită la mine la și, un gest din ăsta. Și nu prea cred că o să reacționeze, o să zic că era dusă cu pluta sau ceva și gata, păi a clasat chiar dosarul așa, și... că prima dată eu zic ce vreau. Și pe urmă, da. I-am eu atât aminte să zic, că eu nu-s dusă cu pluta. Da, dar știți cum sunt la noi organele. Școală, și școală, și școala vieții, deci... Și acum l-au împușcat pe unul și s-a constatat că era bolnav și era doar cu o foarfecă în mână. De ce trebuiau să-l împuște? Da, și cu o foarfecă putea să omoare pe cineva, domnul. Nu, păi, să zicem, putea să-l rănească, dar erau atâția polițiști acolo, au tras 6 focuri în el. Într-un singur om. Păi era Rambo, omul ce? Da, da. Păi asta e România, din păcate. Da. Oricum nu știu ce reacție o să aibă și asta. Dar cred că săptămânal o să fac câte una din asta, până când mă ascultă cineva. Ne-am înțeles, vă stau la dispoziție și încerc să fac toate demersurile. Am scris, am sunat și eu la penitenciar, tot mi-au spus că nu dau relații la telefon, le-am scris e-mail și încă n-am niciun răspuns, dar neapărat ne ținem de capul lor până ni se dă voie la protest. Și atunci, vorba dumneavoastră, mergem, protestăm la ANP, la Ministerul Justiției, poate ne plimbăm și până la Giurgiu să protestăm, să vedem Dunărea. Chiar asta e, că... Eu săptămânal o să fac câte un interviu și spun ce mă doare, până când mă bagă cineva în seamă. Ne-am înțeles. Mulțumesc pentru încredere. Mulțumesc și eu că m-ați ascultat și sper să fie ceva, un răspuns de bună de inima mea, să mă liniștesc și eu și el. De acord. Da. No.